fii atent, Bogdănescule. Dacă ar fi să ne alegem carne, să. Ești din vitrină. Pe care ai alege-o? Deci, deci fără să te... A, da, fii atent, uite ce și acolo. Am văzut ce e tata. Uite ce și acolo. Sau fii atent, aici avem veterinarul care ne poate da indicații. Ce zic? Eu vreau să mănânc. Ni. Wagyu. Ni. Nu. Wagyu? Da. Nu, ăla îl aduce, nu știu, am înțeles că ăla îl aduce la comandă. Wagyu, cum e? Numai pe comandă. Hai, unde fugi? Wagyu, pe comandă numai. Deci pe, înainte cu 72 de ore. Îți dai seama? Nu. Ce nu știu, de-aia te, am zis prima dată să te uiți tu, aici în partea asta nu mai arăt. Un tipul dintre astea. Fii atent, ălea-s cu culoarea aia roșie și ăsta-s cu mai închis. Nu-mi place cum arată să mai închis. Oare de ce ales culoare mai închisă? Se maturează, adică asta înseamnă că în primele zile scoate toată, își pierd toată apa, iar apoi își pierd toate enzimele. Și rămâne doar carnea fragedă, ca să fie... Ca, a fiind aia de acolo, de pe capăt. Asta e pleca în România. Cea din Brixton se maturează la vin. În timp ce vine din America spre România, 40 de zile este maturată la vin. Asta e minim 21 de zile, cam așa. Îți dai seama? Nu. Dacă poți să mai ajut cu ceva? Cam deodată... Mulțumim. Nevor. Tibon? Unde fugi? A fugit tu, unde? Deci, bă, fii atent, nu, eu... Unde fugi? Atâta de... Îți arată foarte bine astăzi riba cu os. Ale ce os? Riba cu os, antricotul cu os. Este, avem și fără os, dar partea cu os, cu os e, mai... e altceva. Partea aia de grăsime de pe os, când se topește pe grătar, altceva. Da, da. Revenim.